Nu, eu sunt bine așa cum să fie. Da, stai puțin, că am capul gol. Despre ce vorbesc eu acum? Oameni buni, prieteni, fraților, cetățeni, Divertis Povestea este acum în laborator, dacă pot să zic așa. Ne pregătim pentru turneu. Pe data de 4 noiembrie vom fi la Cluj, după aceea vom merge la Oradea pe 5 și pe 6 la Timișoara. Pe 11 noiembrie Constanța, 14 și 15 noiembrie Iași și Bacău, după care pe 18 noiembrie vom da spectacolul la Sala Palatului în București. Am zis bine? El este Ghigi Bejan, unul dintre protagoniștii acestui spectacol. Întotdeauna e plin de idei, el nu rămâne în pană de idei. Ne va vorbi despre oamenii cu capul gol. Ce face omul cu capul gol? Își umple stomacul. Nu, e așa, mă. Nu, în textul tău, în textul e așa. Ia zi, cum e? Își umple stomacul. Stomacul e baza, stomacul dictează creierului. Dacă ai creierul gol și stomacul plin, poți trăi 1000 de ani. Invers, e imposibil. Băi, 1000 de ani nu, dar 100 poți. Poți. Cu stomacul plin. Deci stomacul conduce creierul și nu invers. Invers. Da. Dar cum e aia cu crucea, mă? Că aia e mișto de tot, mă. Capul e pus sus ca să știi de unde începi să-ți faci cruce. Duci crucea până jos la stomac. Stomacul e baza. Stomacul e baza pe care se sprijină crucea fiecăruia. Pe care și-o duce fiecare. Foarte bă. Mulțumesc, Ghigi Bejan. Super. Asta a fost tot pentru astăzi. Data viitoare vom avea alte noutăți și alte detalii despre spectacolul pe care îl pregătim.